Oaspete neașteptat pe șosea, o căprioară a sărit din portbagajul unei mașini. Animalul era încuiat în portbagajul unei dube, iar în timp ce vehiculul rula pe un bulevard din Constanța, căprioara a reușit să-l deschidă. După ce s-a eliberat, animalul a sărit pe carosabil. Întreaga scenă a fost filmată de un alt participant la trafic, iar imaginile au ajuns virale pe internet. Poliția s-a sesizat și încearcă să afle cine este proprietarul autoturismului și cum a ajuns căprioara în portbagajul mașinii.